Da, e abrupt aici, dacă o să cazi aici, te-ai fript. Ha, că vine ursul aici, ești mâncat fără câini. Ia uitați izvor aici. Izvor care curge dintr-un lac. Dintr-un lac curge ăsta? Din bălăriile astea poate să iasă oricând ursul până surprindere. Opa, am ajuns la un lac în căierul muntelui aici. Când eram copii, pe vremea bunicului, ca să mâncăm pește, nu pescuiam. Așteptam întotdeauna când veneau ploi, izvorul care curge din lac îl dădeam aici în stânga, către izlaz, și curgea apa, se umfla lacul, cum spuneam noi atunci, și curgea apa prin iarbă. Uh-huh. Dimineața veneam și adunam un sac de pește. Mai mic, mai mare. Ha? Noi nu aveam timp să pescuim. Ăsta e un lac format prin... E un lac natural. S-a rupt terenul și el s-a format natural. Dacă vedeți acolo în jumătatea lui, sunt trei brazi. Aha. Brazii încă au rămas. Au fost persoane care au încercat să înnoate până la brazii aceia și s-au înnecat. Pentru că apa este foarte rece în acest lac. Acolo, în partea de nord, să spunem, există o vână foarte rece. Apa deasupra, un metru și ceva, este exagerat de rece. Uh-huh. Cine se hazardează să intre în lacurile de munte... Au făcut șoc termic? Au făcut șoc termic. Oameni care au știut să înnoate și n-au rezistat să înnoate de aici, de la mal, până la cioata aceea. Ia uși. Și nu a sfătuit pe nimeni să se bage în lacuri sălbatice. Ha, mai mergem mai încolo, nu? Da, mergem și... Mai explorăm un pic pe aici. Domnilor, astea sunt locurile pe unde a copilărit Cătălin și Cristi, fratele lui. Frații Pântece și domnul Marin, unde a ciobănit? Cu ani în urmă. Noi ne-am născut mult mai târziu. Când a ciobănit aici? Deci, după cum ați remarcat, domnul... Vedeți că nici el nu este foarte bătrân. Nu este, dar totuși vreau să spun... Văd foarte tânăr. Îmbătrânesc cu ei. El este încă tânăr. Domnul Marin este o enciclopedie în domeniul ciobănitului. Nici nu erau născuți. Da. Cătălin cu Cristi nu ne-am spus când ne provăneam pe aici. Că mă laud, asta e adevărul. Și vreau să vă spun un lucru. Aici, unde ne aflăm în acest loc, da. Vreau să spun că atunci s-a format aici lacul Paltin. Și acest lac, dar și celălalt de jos de aici, cel mare care a fost. A fost, care... acum nu mai e jos acolo. Lacul prin acumulare s-a format acolo. Și acesta la fel. Deci în anul 1975, da. Atunci a fost un potop foarte mare, care eu de atunci nu am mai văzut așa ceva până acum. Mulți au uitat că am mai văzut în urma timpului nițele potoape, dar nu așa. Atunci a fost un potop de a ținut aproape, să nu exagerez, dar cred că a ținut o săptămână, noapte și zi, ploi non-stop, ploi cu găleata, nu așa. Și atunci a plecat acest munte de aici, a plecat de sus de aici, cu copaci cu tot, aici, pe terenul unde ne aflăm noi, o parte cred că cât are de aici până acolo, are... Are 100 de metri, cred că l-a ținut. Peste 100 de metri, care a plecat avalanșă de vale și s-a oprit în pârâul ăsta jos aici. Hai să vedem, da. Să vedem, Nea Marine, da. Cum e pe aici, că... Da, uitați, aha. Care noi suntem cu picioarele acolo pe ea, a plecat în gârlă și a umplut gârla, s-a făcut ca un dig. S-a format un baraj natural, dacă observați solul este numai așa. Da. Pentru că se vede, valuri. Spunem la râpi, de sus de acolo tot solul a plecat și s-a oprit tocmai jos în râu. Ce au simțit ceva? Sunt în altă parte. Aha. Și să termine dialogul. Aici când a plecat și s-a oprit apa, deși apele curgeau după toate vâlcile, după toate văile de sus, că vă dați seama, deci era potop în timpul ăla, era potop și potop.
S-a oprit aici, apele s-a strâns foarte repede cu repeziciune, că venim de pe toți versanții, s-a strâns apa cu repeziciune. Când s-a rupt aici digul care s-a coborât de aici, că deși era pământul moale, s-a rupt foarte repede când debitul a devenit mare la acest lac. Și când a plecat de vale, tătaia meu a trăit aici în Bâsca de Buzău aici. Au văzut oamenii și a văzut lumea că dintr-o dată s-a oprit, a scăzut apele, cârle care se unea acolo, între bâști, cum îi spune. N-au realizat ce se întâmplă în sus încoace nimeni. După câteva ore când s-a întâmplat de a s-a strâns apă mult aici, când a plecat apa de aici de vale, a început să curețe la rând ce a întâlnit mai în apropiere, casele care au fost mai în apropiere de maluri. Tătaie îmi povestea că avea la poartă, deși știam ce avea, avea un nuc mare și doi cireși mari. I-a luat, avea ca grajdul mai în față și cotețele mai în față la poartă. Prima dată i-a luat cotețele cu grajdul, pe urmă el stătea în casă, când stătea în casă de ploaie, de aia, că ploua afară, na? Și a plecat casa. Când a văzut că pleacă casa, da? Când a văzut că pleacă, ce s-a întâmplat? Rădăcinile la nuc și la cireș era până sub casă. Și nucii, când a venit apa și a luat, a tras și casa cu rădăcinile. Și când a văzut că pleacă casa, a ieșit cum a putut din casă până în spatele grădinii și le venea apa până la gât, prin spatele casă, până în grădină, ca să iasă sus la masă să salveze. Și a luat apa și le-a luat tot. Un măgar a scăpat, tocmai aproximativ 10 km a mers până pe la Corbu și a notat măgarul pe acolo și l-a cunoscut niște oameni, i-a cunoscut măgarul și l-a anunțat să ducă să-și ia măgarul de la Corbu de acolo, după not de vreo 10 km măgarul până apă. Și da, în 75 atunci a fost un potop foarte mare. Cine nu știe sau cine mai știe a uitat, dar nu am uitat lucrul ăsta. Deci atunci a fost un potop foarte mare și de aia vă explic că această avalanșă de aici a format aici aceste lacuri. Da. Interesant de știut lucruri de genul ăsta, care au scris istoria locurilor. Care nu e, mulți au uitat, eu n-am uitat lucrul ăsta. Cine mai știe, mai știe din bătrâni. Dar acest loc, acest teren care ne vedem noi aici pe el, a fost o avalanșă plecată, a format acest loc aici. Am înțeles. Și de-aia e învălurit așa terenul ăsta? Din cauza de atunci. De atunci. Din 1975 este învălurit așa pe terenul aici. Are denivelările astea. Da, de atunci este învălurit așa. Am înțeles. Ia uitați ce valea respectivă. Mai aproape unde s-a format lacul aici. Aici a fost, s-a umplut. Dar s-a săpat, gârla cu timp a săpat înapoi vadul care formase această avalanșă. Care trebuia să urce aici pe deal. Să-i arăt până unde a fost la, unde fac fost din lume. Și acolo jos e râu. Acolo e râu, da. Ce râu e ăsta? Cum îi spune? Bâsca? Bâsca fără cale. Bâsca fără cale. Bâsca fără cale. Fără cale? Fără cale, fără cale. Da. Mai există bâsca cu cale, de jos din sat, pe partea dreaptă, către Siriu. Aha, am înțeles. Și mergem până acolo să vedem râul? Da, mergem. Dar asta a rămas doar râu, că atunci eu am prins, atunci a fost lac mult timp, s-a stupat. Lacul care a fost format de avalanșa care a venit aici. Și oile le mai pășunează și în zona asta, nu? Pe la râu, pe acolo mă refer. Aha. A intrat și corbul în apă. Cred că avea nevoie de o baie bună. De o răcorire. Frumos.